În data de 18 martie, la ora 19:31 de minute, un echipaj de descarcerare din cadrul secției de pompieri Lehliu Gară a fost solicitat prin intermediul 112 să intervină în localitatea Răzvan pe DN3, la un accident rutier în care au fost implicate 4 autoturisme. La accident s-au deplasat de asemenea în sprijin și 2 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță din orașul Lehliu Gară. La sosirea echipajului de descarcerare, din cele 7 persoane implicate în accident, doar 4 dintre acestea aveau nevoie de îngrijiri medicale. Nicio persoană nu era încarcerată. Pompierii militari au deconectat bornele acumulatorilor vehiculelor și au luat toate măsurile pentru prevenirea altor situații de urgență la locul accidentului. Cele 4 persoane care au suferit diverse traumatisme au primit îngrijiri medicale din partea personalului medical încadrat pe ambulanțele SAJ, iar ulterior au fost transportați la cea mai apropiată unitate spitalicească, în cazul de față, la spitalul din orașul Lehliu Gară. Niciuna dintre persoane nu a suferit traumatisme grave care să le pună viața în pericol. Alte 3 persoane care erau pasageri în autovehiculele implicate în accident au refuzat examinarea sau transportul la spital, rămânând la locul intervenției. Circulația pe DN3 a fost întreruptă pe respectivul segment timp de aproximativ 50 de minute. Cadrele poliției prezente la fața locului au deviat traficul pe o rută ocolitoare. Pompierii încadrați pe autospeciala de descarcerare au curățat carosabilul și după aproximativ 60 de minute circulația pe DN3 a fost reluată în condiții normale.